ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Credințele ar putea fi redeschise începând cu 15 iulie. Ministerul Educației a stabilit câteva reguli, iar instituțiile care le vor respecta vor putea începe să activeze. După ce ieri 10 de polițiști cu întăriri de la Chișinău nu au reușit să oprească mulțimea să intre la Orheiland, astăzi IGP precizează că activitatea parcului de distracții trebuia oprită încă acum o lună. Igor Dodon spune că nu are coronavirus, conform testului pe care l-a făcut ieri. După ce luni la rând a mers la întâlniri fără mască, astăzi a purtat-o și a îndemnat și lumea să o facă. Regimul de autoizolare la domiciliu de 14 zile impus persoanelor revenite în țară din străinătate ar putea fi scos de la mijlocul lunii iulie. Dacă situația nu se va înrăutăți, domnul prim-ministru va propune colegilor care gestionează domeniul de sănătate publică ca după data de 15 iulie să fie scoasă obligativitatea de carantină pentru cei care intră în Republica Moldova din afara țării. Decizia finală va fi luată de Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică. Autoizolarea a fost impusă odată cu instituirea stării de urgență în țară. Excepție fac persoanele cu pașaport diplomatic, precum principalii demnitari în stat, studenții și cei care fac vizite în scop de serviciu. În UE, din 15 iunie, s-a dat liber la călătorii pentru cetățenii țărilor membre, iar turiștii nu trebuie să mai stea în carantină. După ce ieri 10 de polițiști veniți la Orheiland nu au putut să oprească mulțimea să se dea la carusele, astăzi IGP precizează că parcul de distracții nu avea voie să activeze încă din luna mai. De ce, totuși, porțile au rămas deschise, iar MAI nu a intervenit? Oamenii legii nu ne-au răspuns la întrebare. Ieri a fost mare tărăboi la intrare, iar un autobuz cu agenți a fost trimis de la Chișinău. Zeci de polițiști au coborât ieri după amiază la Orhei dintr-un autocar, după ce colegilor din oraș nu au putut să înfrunte mulțimea venită la poarta parcului de distracții, în frunte cu deputatele partidului Șor, Marina Tauber și Regina Apostolova. Agenții au fost aranjați într-un cordon la intrare. În timp ce alți colegi și șefii lor discutau cu mulțimea, dar pentru că nu au fost ascultați, iar gardul care înconjura parcul a fost scos și mulțimea a intrat pe unde a vrut, oamenii legii s-au împrăștiat prin parc privind neputincioși cum lumea se dădea în carusele, majoritatea fără măști pe față. Astăzi, serviciile de presă ale Ministerului de Interne și IGP nu ne-au răspuns la telefon să ne explice acțiunile oamenilor legii, iar într-un comunicat de presă, Inspectoratul General de Poliție a spus scurt că Orheiland nu are voie să activeze de pe data de 25 mai, pentru că nu dispune de autorizație sanitară de funcționare. Cum a fost posibil ca parcul să primească vizitatori ilegal în tot acest timp, fără ca poliția să intervină? Nici la această întrebare nu am obținut răspuns. Pe de altă parte, reprezentanții partidului Șor susțin că autorizația există, emisă de primarul de Orhei și el membru de partid. Noi activăm legal, conform legii și actele noastre sunt ștampilate și cu semnătură persoanelor cu răspundere. Nu există никаких доказательств того, что на территории Орхейленда нарушаются санитарные нормы. Они соблюдаются настолько явно и четко, что просто не к чему придраться. Sâmbătă seară, Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică a emis o decizie prin care restricționează activitatea parcurilor de distracții și a bâlciurilor. Parcul Orheiland a fost deschis în anul 2018, fiind construit din banii lui Lașor. Acesta a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul Băncii de Economii, dar nu este la închisoare. După nenumărate ședințe amânate la Curtea de Apel Cahul, el a fugit din țară odată cu Vlad Plahotniuc, când democrații au cedat puterea. Grădinițele ar putea fi redeschise de pe 15 iulie. Anunțul a fost făcut azi dimineața de Igor Dodon, care spune că mai întâi își vor începe activitatea cele din sate. Ministerul Educației îl contrazice și afirmă că vor fi deschise doar instituțiile care vor respecta anumite norme, indiferent dacă sunt de la sat sau de la oraș.
Accesul părinților și al persoanelor străine este limitat aici. De altfel, și fiecare membru al personalului sau copiii când vin dimineață vor trebui să-și măsoare temperatura. 3, 6 și 5. Perfect! Administrația acestei grădinițe private susține că s-a pregătit deja pentru a primi copiii. Pe lângă faptul că la intrare va fi verificată temperatura atât a copiilor cât și a angajaților, cei din urmă vor fi nevoiți să poarte și măști. O altă măsură care va fi impusă acum să facem este să purtăm masca sau noi am ales să purtăm vizierele de protecție. Asta din cauza că am hotărât împreună cu doamna psiholog că acestea vor putea să arate emoția umană. Copiii nu vor fi nevoiți să stea în grupe cu mască, însă Ministerul Educației anunță că toți trebuie să fie vaccinați. În reglementările stabilite de reprezentanții Ministerului mai este menționat că între paturi trebuie să fie distanța de un metru. În cazul în care într-adevăr va fi o necesitate să respectăm distanța socială între paturi, atunci această sală de activități poate ușor să fie transformată într-un dormitor. Iar toate activitățile copiilor se mută afară. Activitățile cu copiii se vor desfășura 100% în aer liber, asta pentru că dispunem de un teren mare și bine dotat pentru exterior. Potrivit președintelui Igor Dodon, în cazul în care situația epidemiologică va fi favorabilă, grădinițele vor fi redeschise de pe 15 iulie. După data de 15 iulie, în caz dacă situația va fi favorabilă, începând cu, la prima etapă, localitățile rurale, cel mai probabil va fi luată decizia de redeschidere a activității grădinițelor. O decizie finală urmează să fie luată de Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică, iar Ministerul Educației susține că nu instituțiile din sate vor fi deschise primele, ci cele care vor fi pregătite indiferent în ce localitate se află. Noi nu facem o spălare pe rural-urban, dar în funcție de capacitatea instituției de a lua toți indicatorii care sunt în conformitate cu raportul de autoevaluare. Totodată, într-o grupă nu trebuie să fie mai mult de 15 copii, aceștia urmând să fie selectați după anumite criterii. APL este responsabil cu politica de selecție în funcție de situația din fiecare familie în parte, care sunt părinții din linia întâi, copii din familii vulnerabile. În privința grădinițelor din Chișinău, unde până la pandemie erau și câte 40 de copii în grupe, responsabilii din educație spun că, de fapt, sunt puține cereri. Primele zile lui iunie am aplicat așa chestionar și am avut ca doleanțe doar 66% din copii care ar fi vrut să revină la grădiniță. Acum, din discuții cu directorii, numărul de doritori este mult mai mic. Iar Ion Ceban a spus că instituțiile preșcolare din Chișinău sunt pregătite pentru că li s-a cumpărat dezinfectant, iar personalul este instruit. Grădinițele din toată țara s-au închis odată cu școlile pe 11 martie. În ultimile luni, mai mulți părinți au protestat și chiar au trimis o petiție la guvern cerând ca activitatea acestora să fie repornită în condițiile în care ei nu au cu cine să-și lase copiii când merg la muncă, iar statul nu are un plan de a susține familiile rămase fără venit din cauza pandemiei. Salvator și diguri pe de o parte, grătare și distracție pe alta. La plaja de la Vadului Vodă, înnecată zilele trecute, am surprins oameni care se distrau și se bronzau la un pas de echipele de pompieri care pompau apă. Revenim în câteva minute ca să vă arătăm cum s-au distrat oamenii pe plaja plină de apă. În timp ce domenii întregi au stagnat și o mulțime de afaceri au ajuns în prag de faliment din cauza pandemiei, Igor Dodon spune că în iunie situația economică a fost mai bună chiar decât în aceeași perioadă a anului trecut. Vreau să informez că în luna iunie, la capitolul venituri la bugetul de stat, deja suntem plus 270 de milioane de lei comparativ cu anul 2019. Vă amintesc, în luna aprilie-mai noi am fost în scădere, în luna iunie deja suntem plus aproape 300 de milioane de lei la buget, ceea ce înseamnă că activitățile economice se restabilesc. Declarația vine în contextul în care abia din această lună piețele s-au redeschis, iar restaurantele, cafenelele și molurile activează din 15 iunie. Din martie însă, din cauza stării de urgență, activitățile economice din țară au fost paralizate.
Spălătoriile auto amplasate sub podurile din capitală ar urma să fie evacuate. Anunțul a fost făcut astăzi de autoritățile de la primărie. Detalii ne oferă colega noastră, Francesca Gândea. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Patricia, bună ziua tuturor! În capitală sunt 20 de poduri rutiere. Sunt mai multe din ele, se află spălătorii auto care lucrează de ani de zile. Astăzi cei de la primărie au atins subiectul podurilor și spălătoriilor și au spus că acestea contribuie la deteriorarea podurilor și că urmează a fi demolate. Am discutat cu proprietarul acestei spălătorii auto de pe strada Ismail, care ne-a spus că nu a știut despre decizie și că de fapt este o prostie. Podurile au mai fost în vizorul responsabilului de la primărie, care au spus că le vor renova, însă acest lucru nu a fost făcut din cauza lipsei de bani. Cu mai multe detalii despre acest subiect revenim în jurnalul de la ora 20. Patricia? Francesca, îți mulțumesc. Igor Dodon și Maia Sandu se vor confrunta în turul 2 la prezidențialele din toamnă, arată un sondaj publicat astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor. Studiul mai arată că dacă am avea parlamentare anticipate, doar PSRM, PAS și Platforma DA ar accede. Sondajul arată că nimeni dintre potențialii candidați nu ar avea șansa să devină președinte din primul tur de scrutin. Astfel, în al doilea ar accede Igor Dodon și Maia Sandu. Același studiu spune că în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, în legislativ ar intra doar 3 partide, PSRM, PAS și Platforma DA. Dacă s-ar merge după sistemul proporțional de vot, socialiștii ar obține aproape 36% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate aproape 20% din sufragii. În urma lor, în legislativ ar accede și Platforma DA, dar la limită, cu o cotă de 5%. PDM și formațiunea lui Ilan Șor nu ar avea șanse să intre în Parlament. Un procent consistent de peste 26% din alegători nu știe pentru ce partid să-și dea votul. Informațiile au fost colectate în perioada 20-27 iunie pe un eșantion de 1127 de persoane. Marja de eroare a sondajului Vox Populi iunie 2020 este de 3%. Numărul cazurilor confirmate de coronavirus în lume a depășit pragul de 10 milioane, iar numărul deceselor a trecut de jumătate de milion. Cele mai multe cazuri sunt în SUA, apoi în Brazilia, Rusia și India. Din punct de vedere al numărului de morți raportat, topul nu mai arată la fel. Din țările UE, Italia a plătit cel mai mare preț pandemiei, cu 35.000 de morți. La Bergamo, unde în plină pandemie nu mai erau locuri în spitale și cimitire, a fost organizată o ceremonie funerară colectivă, la care a participat și președintele țării. Ricordare significa riflettere seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitar di ripetere. La Bergamo s-au înregistrat 13.000 de infectări, iar fiecare al patrulea pacient a murit. Pandemia este de departe să se fi terminat, ne avertizează experții. În multe țări apar noi focare, iar autoritățile sunt nevoite să reintroducă măsurile de izolare, cum s-a întâmplat în regiunea Leicester din Marea Britanie. We can anticipate to see rebounds and second waves. În SUA, bilanțul crește de la o zi la alta. De altfel, Statele Unite și-au doborât 3 zile la rând propriul record de noi infecții. De teama apariției unor focare, cunoscutele plaje din Miami vor fi închise pe 4 iulie, de ziua independenței. În ciuda faptului că numărul cazurilor a explodat, guvernatorul din Florida nu are de gând să introducă obligativitatea purtării măștilor de protecție în spațiile publice. Are un aliat puternic în acest sens. Este vorba despre președintele Donald Trump, care refuză în continuare să poartă mască. Vicepreședintele Mike Pence însă a îndemnat oamenii să o poarte. And wear a mask wherever it's indicated. În Texas s-au înregistrat peste 5.000 de cazuri noi în fiecare zi de joi încoace. Într-o încercare de a limita dezastrul, guvernatorul a ordonat închiderea barurilor și a recunoscut că s-a grăbit când a permis deschiderea lor în urmă cu aproape o lună. Wearing a face mask, sanitizing your hands, keeping a safe distance. Și în America Latină, pandemia progresează mai rapid în această perioadă. În Brazilia, bilanțul infectărilor ar putea ajunge la 2 milioane în această săptămână, iar cei peste 57.000 de morți au fost comemorați în cadrul unei manifestații inedite. 1.000 de cruci au fost plasate în fața Congresului brazilian în semn de protest față de atitudinea președintelui Bolsonaro, care a minimalizat gravitatea pandemiei, numind coronavirusul o gripă ușoară.
Numărul cazurilor declarate pe plan mondial s-a dublat în intervalul 21 mai-28 iunie și peste 1 milion de noi cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 6 zile. La nivel global, a fost nevoie de 94 de zile între momentul anunțării primului caz în China și înregistrarea primului 1 milion de infectări. Tratamentul de coronavirus la domiciliu nu este inclus în polița de asigurare pentru că este ieftin. Asta spune responsabilii de la Ministerul Sănătății, care afirmă că nu e nevoie decât de 300 de lei ca un om să se trateze acasă. Cei care au trecut prin asta însă au alte calcule. Testele făcute la clinici private plus medicamentele costisitoare ajung în unele cazuri și la 5.000 de lei. Ruda unui pacient care a fost testat pozitiv la coronavirus ne povestește că acesta a fost nevoit să scoată din buzunar în jur de 5.000 de lei pentru teste, medicamentele pe care le-a urmat acasă și pentru perioada de reabilitare. Doar au fost plecat acasă, plecat la medicul de familie. Toate am accentuat că până la data are dificultăți respiratorii și care are disconfort în piept. Am luat antigrade în jur de 400 de lei. Deși medicii au stabilit că femeia se confrunta cu o formă ușoară de coronavirus, aceasta avea dureri mari în piept, iar medicul de familie a informat-o la telefon că ar putea avea pneumonie. Așa cum era în autoizolare strictă la domiciliu, ea nu a putut însă să-și facă măcar o radiografie. După discuția cu medicul de familie, a fost o frică și din partea medicului de familie că poate fi un început de pneumonie și s-a recomandat să primească totuși 7 zile de antibiotic, tot în jur de 400 de lei, tot cu antimicoticul și post-antibiotic. După antibiotic, undeva o lună de zile, iarăși, perioada de reabilitare. Și dacă Ministerul Sănătății a anunțat că pacienții care se tratează la domiciliu cheltuie numai mult de 300 de lei, familia susține că a scos din bugetul său de 15 ori mai mult. De reabilitare, mai ales după tomografia asta care am făcut-o la plămâni și s-au adeverit iarăși unele patologii. Și medicul pulmonar a scris un tratament în jur de aproape de 1.000 de lei. S-a cheltuit în jur la 4-5.000 de lei. Un caz asemănător este și cel al Nataliei. Femeia nu a avut simptome, dar s-a trezit cu testul pozitiv. Chiar și așa, aceasta la fel a avut nevoie de un tratament și nu unul de doar 200-300 de lei. Era important ca să ajutăm organismul să treacă peste această perioadă și atunci sunt anumite vitamine care vin în ajutor. Vitamina C. Pentru mine faptul că ea costă 100 de lei mi se pare prea mult. Aceasta ne povestește că toate produsele au fost cumpărate de familia sa, care a cheltuit peste 500 de lei, iar la asta se adaugă și testul, care costă 700 de lei. Natalia, care este voluntară în cadrul unui proiect social, spune că a întâlnit multă lume care nu își permite să cheltuie asemenea sume. Lucrând și încercând să ajutăm persoanele aflate acum în dificultate în cadrul proiectului nostru, eu îmi dau seama că dacă oamenii apelează la resurse elementare, gen mâncare și produse de igienă, pentru ei ar fi dificil să cumpere și aceste produse. Reprezentanții Ministerului Sănătății au declarat zilele trecute însă că acest tratament la domiciliu nu îl costă pe pacient mai mult de 300 de lei și pentru că ar fi bani puțini, nu sunt compensați de CNAS. Tratamentul respectiv este destinat formei ușoare. Este un tratament simptomatic, destul de ieftin, accesibil. Am estimat care ar fi cheltuielile pentru aceste persoane. Sunt în jur de 200-300 de lei. Tatiana Zatâc precizează că testele pot fi efectuate la domiciliu gratuit de către echipa mobilă în cazul în care pacientul anunță medicul de familie că prezintă simptome. Tratamentul la domiciliu pentru formele ușoare este un tratament simptomatic. Acest tratament nu necesită antibiotice conform protocolului clinic standardizat pentru medicii de familie. Formele ușoare nu includ antibiotice, vitamine sau alte medicamente despre care s-a vorbit. Atunci când apar careva semne de asociere a infecției, pacientul se internează în spital. Iar acasă se tratează doar cei care au o formă ușoară a bolii. Igor Dodon spune că este sănătos. A aflat asta ieri, când a trecut testul la coronavirus, după ce a stat în carantină pentru 3 zile de la revenirea sa de la Moscova. Pentru prima oară, președintele a apărut cu mască după ședința săptămânală cu Zinaida Greceanu și Ion Chicu. Mai mult decât atât, a și îndemnat oamenii să îi urmeze exemplul și să poarte mască, lucru pe care până acum el nu l-a făcut. Cei trei oficiali și-au schimbat brusc abordarea și și-au pus măști pe față în timpul discuțiilor de astăzi. Săptămâna trecută au procedat diferit.
știm ce l-a făcut pe președinte să-și schimbe comportamentul. După ce anterior cutreiera țara, se întâlnea cu veterani și se apropia de persoane cu dizabilități fără să aibă mască, la plecarea sa în Rusia la parada militară a purtat-o. La manifestațiile de la Moscova, masca a lipsit de pe fața lui Dodon, iar ulterior s-a aflat că ministrul sârb al apărării prezent și el la paradă a fost confirmat pozitiv la coronavirus la câteva zile după revenirea în țara sa. Ieri am dat testul, testul este negativ, ceea ce am considerat că este suficient și fără încălcare legislației de a reveni la regimul obișnuit de muncă. Igor Dodon a îndemnat toată lumea să ia exemplu de la el și a anunțat că va avea o săptămână plină de deplasări. Nu uitați să purtați măștile în locuri publice. Eu voi fi săptămâna aceasta în câteva raioane. Voi discuta cu agenții economici, voi discuta cu cetățenii Republicii Moldova. Sănătate și succes! Mulțumim! După revenirea sa de la Moscova, șeful statului s-a autoizolat timp de un weekend la vila prezidențială de la Holercani, iar cei 75 de militari care l-au însoțit sunt într-o carantină de 14 zile la domiciliu. În timp ce salvatorii de la Vadului Vodă întăresc diguri și pompează apă de pe plaja inundată, la câțiva metri de ei se încing grătare. Ieri acolo am surprins mai mulți oameni care au făcut băi de soare și s-au distrat cu familia. Unii spun că inundațiile vor trece, amintirile însă vor rămâne. Deși de câteva zile plaja de la Vadului Vodă este inundată, iar salvatorii încearcă să oprească înaintarea apei, asta nu i-a oprit pe acești tineri să se distreze și au găsit loc la foișoarele din zonă și au încins grătare, deși acestea sunt interzise. E alimentație publică. Noi avem bar unde se poate digăti și este grad de rudenie. S-a permis pe la 50 de persoane. Oamenii pe ce se priembă. Iar unii s-au bronzat chiar lângă carcasa metalică instalată de pompieri. Aceste două femei ne-au spus că în fiecare duminică veneau la plajă. Ieri nu a fost o excepție. Mergeam înainte la plajă, acum facem numai băi de soare. Suntem în protect maxim. Ne pare rău că a inundat plaja, fiindcă copiii vor să se simtă bine, dar, mă rog, respectăm legile. Unii au ales să se odihnească pe scaunele din zonă. Acești bărbați au jucat câteva partide de șah. Cât despre inundații... Noi știm că asta e doar temporar. Alții spun că au mers la Vadului Vodă din curiozitate. Am văzut pe televizor și am venit să vedem și noi dacă e adevăr. Fiecare duminică veneam. Mai schișăm din casă, că e nădușă în casă. Plaja de la Vadului Vodă a fost inundată acum 5 zile după ce nivelul apei în râul Nistru a crescut în urma ploilor abundente. Cât industria muzicală este pe pauză, unii interpreți își găsesc alte ocupații. Ana Udobescu, cea care a reprezentat Moldova la Eurovision anul trecut, s-a filmat într-un film muzical produs de o renumită companie americană de producție. A fost pe același platou cu celebrități de talie internațională. Deși evenimentul dedicat lansării a fost amânat din cauza pandemiei, Ana este mândră de experiența pe care a trăit-o. It's so sad that you leave it. It takes time to believe it. But after all it's said and done, you're gonna be the lonely one. Și eu zic, wow, ce e asta, Doamne? Și de fiecare dată mă gândeam în gândul meu, mulțumesc, Doamne, Doamne, mulțumesc, ce e asta, sunt într-un vis. A crezut că se va filma într-un documentar. Ana însă s-a pomenit într-un film de comedie cu elemente de musical. Filmul are în vizor Eurovisionul, iar protagoniștii jucați de Rachel McAdams și Will Ferrell vor să ajungă în acest concurs. Pe lângă secvențele de comedie, cireașa de pe tort sunt artiștii adevărați de la Eurovision cu care Ana a avut ocazia să colaboreze. Prima care a fost era Jamala, pentru că ne machiam și ne coafam între aceiași încăperi. După aia au urmat și restul, și Conchita Wurst și Lorin, care este, apropo, foarte atrăgătoare și cum e... Sunt foarte oameni simpli. Emoții Ana au fost la cote maxime pe tot parcursul filmărilor. După vedetele Eurovisionului, l-a cunoscut și pe câteva dintre cele de la Hollywood. Când am intrat în castelul unde a fost aceste filmări, când am văzut-o pe Rachel care s-a apropiat de mine și îmi spune nice to meet you și m-a cuprins. Întreaga experiență a durat 5 zile, toate petrecute în mare parte pe platoul de filmare. Ana a fost sfătuită de cei mai buni, așa că i-a fost ușor să intre în pielea personajului. David Dobkin, regizor, a fost foarte cald și
și de multe ori cum mi-a explicat, uite aici trebuie să faci așa. Cât despre onorariile de care a avut parte, interpreta a rămas discretă. Eu cred că Netflix-ul are de unde să achite. Deci când am auzit încă și din Netflix, deci wow! Do you believe in life after love? Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghin. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.